Încă un caz de rabie a fost confirmat de secția virusologie la o vulpe depistată în întreprinderea silvică Bălț, ocol Silvic Sângerii. Potrivit specialiștilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, atunci când sunt depistate animalele infectate, imediat are loc dezinfecția și vaccinarea după necesitatea tuturor animalelor din zona în care a fost confirmat focarul. La fel sunt informați cetățenii despre restricțiile care sunt puse în localitate. Rabia sau turbarea, cum îi se mai spune în popor, este o boală produsă de un virus care afectează sistemul nervos central, creierul și mădva spinării atât la animale cât și la oameni. Virusul se poate transmite prin salivă. Oamenii pot dobândi boala în urma mușcăturilor atât de la animalele sălbatice cât și domestice infectate. Persoana care a intrat în contact cu un animal bolnav de rabie, a fost rănit sau mușcat, trebuie să se adreseze imediat la medic pentru a fi vaccinat. Virusul rabic este intens circulant în populație de vulpi. Printre măsurile primordiale și eficiente în optimizarea populației de vulpi, inclusiv combaterea rabiei, se numără organizarea și stimularea vânatului acestor animale și imunizarea lor contra rabiei.